Bun venit! Se intonează imnul național al României în interpretarea corului Pastorala și al corului de copii Pastia. Focșeneni, distinse gazde, stimați oaspeți. Cu 161 de ani în urmă, prin acest loc, curgea alene apa Milcovului, pe aici și pe traseul pe care stau înscrise azi cu litere aurii, versuri din celebra Hora Unirii de Vasile Alexandrii. Atunci, aici, la Focșani, oameni de stat de diferite orientări, poporul despărțit de micul răușor și-au dat mâna pentru împlinirea unui ideal. L-au împlinit și toți cei care s-au născut și au trăit pe aceste meleaguri sub nume de români, au păstrat țara pe cât s-a putut, întreagă și unită. Trebuie ca generațiile din care facem parte noi, cei de azi, să ne ridicăm măcar la nivelul înaintașilor, pentru tradiție și continuitate în păstrarea idealurilor de veacuri ale românilor. Libertate, demnitate, unitate, civilizație, democrație. Nimic nu este atât de rău în România încât să nu fie rezolvat prin ceea ce este bun în România. Astăzi,
când sărbătorim Unirea cea mică și pe unioniști, în frunte cu primul domnitor al României moderne, Alexandru Ioan Cuza, fără dușmănie față de cineva, miloși față de toți, să începem să ne îndeplinim misiunea, să începem să vindecăm rănile națiunii, să facem tot ce se poate realiza și să prețuim o pace justă și durabilă între noi și cu toate națiunile. Tot astfel au gândit și Burebista, și Mircea cel Bătrân, și Ștefan cel Mare și Sfânt, sau Mihai Viteazul. Tot așa să gândim și noi, gândindu-ne cum înaintașii au sorbit dintr-o sorbire Milcovu și l-au secat spre a trăi împreună în frățietate și bună înțelegere. Într-o dimineață ne veni vestea, Cuza, domnitorul celor două capitale. Am lăsat totul de grabă, am pus șaua pe cal și am pornit de grabă la târg. Atunci am văzut eu ce înseamnă bucuria unui popor. Jocuri și cântece, chiote în toate părțile. Oamenii ieșeau cu oalele pline de vin, care cum se întâlneau luau vorba de Cuza, de unire. Se îmbrățișau și încingeau hora în mijlocul drumului. Atunci am văzut bătrâni care plângeau de bucurie. Era gel de crăpau pietrele, dar nimeni nu stătea în casă. În această zi, de o asemenea sărbătoare, nici nu merită să ne mai gândim la altceva. Să ne trăiești, măria ta, trăiască Vodă Cuza! Să trăiască Vodă Cuza și Principatele Unite! Cuza Vodă, personajul central al Unirii. După îndoita sa alegere ca domn al ambelor principate, mergând spre București în această calitate, a trecut prin Focșani în ziua de 5 februarie 1859. I s-au făcut de către focșăneni o primire împărătească.
Mii de oameni au ieșit în cale în drumul dinspre Mărășești, pe unde venea de la Iași. În cinstea domnitorului s-au ridicat pe șosea, pe ulițele pe unde trebuia să treacă și în fața curții boierilor Dăscălescu, 4 arcuri de triumf împodobite cu verdeață și înfășurate în pânză tricoloră. Câteva sute de felinare improvizate în grabă, nenumerate ceaune cu smoală, păcură și seu, erau așezate pe uliți pentru a se aprinde feieric orașul. S-au ridicat în oraș mai multe piramide acoperite cu crengi de brad pe care ardeau lumânări și felinare. Și de asemenea, mai în toate casele particulare s-au arborat steaguri, s-au împodobit porțile cu verdeață și la ferestre toată noaptea au ars lumânările bucuriei obștești. Dar ce era mai frumos e că la fiecare colț de uliță se auzea Hora Unirii, celebra melodie a lui Alexandru Flechtenmacher pe versurile lui Vasile Alexandri. Să ascultăm și noi acum în interpretarea corului Pastorala. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să mântim ora frăției pe pământul României. Iar marea din hol de piară, iar dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi, munte, măi, vecine, vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire. Unde unul lui putere, la nevoi și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Mândoi suntem de-o zamă, de-o făptură și de-o seamă, ca doi praf într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină. Amândoi avem un nume, amândoi o soartă lume. Eu ți-s frate, tu ești frate, în noi doi un suflet bate. La micul cu grăbire să se căm dintr-o sorbire, ca să treacă drumul mare peste-a noastră de hotare și să vadă Sfântul Soare într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea frățească pe câmpia românească. Bine ai venit, măria ta! Bine v-am găsit, focșăneni! Măria ta, poporul din orașul Focșani, în entuziasmul lui, a mers la hotarul ce trecea prin inima acestei frumoase și întinse țări și a aruncat cu pietre întrânsul, dorind ca nici urmele lui să nu se mai cunoască în viitor. Poporațiunea din orașul Focșani, cu lacrimi de recunoștință în ochi, depune în mâinile măriei tale devotamentul și credința sa să ne trăiești într-un mulți ani, măria ta. Jur în numele preasfintei treimi și în fața țării mele că voi păzi cu strășnicie drepturile și interesele patriei, că în toată domnia mea voi vedea la respectarea legilor, uitând toată prigonirea și ura, iubit deopotrivă și pe cei ce m-au urât și pe cei ce m-au iubit.
neavând în fața ochilor mei decât bucuria și fericirea națiunii mele. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Trăiască Vodăcuza! Trăiască Principatele Unite! Măria ta, alegându-te pe tine, Domn, în țara noastră, noi am voit să arătăm lumii a ceea ce trebuie să fie țara noastră. O, Doamne, mare și frumoasă este misia ta. Fii dar omul epocii. Fă ca legea să înlocuiască arbitrariul. Fă ca legea să fie tare. Iar tu, Măria ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales cu acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. Fă, Doamne, ca domnia ta să fie de pace și de dreptate. Împacă patimile și urile dintre noi și reintrodu în mijlocul nostru strămoșească frăție. Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii domn cetățean. Urechea ta să fie deschisă la adevăr și închisă la minciuni și lingușire. Porți un frumos și sfânt nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să trăiești dar mulți ani ca și dânsul, să domnești ca dânsul. Și fă, o Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituțiilor noastre, prin simțămintele tale patriotice, să mai putem ajunge la acele timpuri când Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului din Bizanț că România nu are de apărător decât pre Dumnezeu și sabia sa. Să trăiești, Măria ta! Doresc să știe toată lumea, domnule Cogălnicianu, că eu, Alexandru Ioan I-ul, sunt cu România și pentru România și pentru bunăstarea țării. Ura! Trăiască Vodăcuza! Trăiască Vodăcuza! O, moșioane, prietenul meu din divanul ad hoc! Măria... Te găsesc nemulțumit, moșioane, aici cu jalba în băț, iar... Măria ta, avem și noi supărările noastre. Noi trimiși și deputați săteni din partea locuitorilor a 14 ținuturi ale Moldovei, trebuie să spunem că până acum toate sarcinile grele asupra noastră au fost puse. Noi am plătit biruri grele. Oameni la oaste numai noi am dat. Clacă de voi și fără de voi, numai noi am făcut. Poduri, drumuri, șosele, numai noi am lucrat. Bătălii, răzmeriții când au venit, tot greu noi l-am dus. Oștile când au venit, noi l-am hrănit, noi l-am slujit, noi l-am purtat. Cei de la puteri din țară pleca, peste hotare fugea și toată greutatea și toată nevoia asupra celor care rămâneau la patra lor stătea. Așa e, așa e. Pe urmă, țara noastră nu are băi, măistrii, meșteșuguri ca alte țări. Și toată îmbelșugarea, brațele și sapele noastre o aduc. Dar când ne-am tânguit, când ne-am plâns, când păsurii l-am spus, vechilul ne-a bătut, ispravnicul ne-a bătut, zapșiul ne-a bătut, jandarmul ne-a bătut, boierul ne-a scuipat. Acum nu numai noi știm, dar lumea întreagă știe cât de rău este întocmit această țară și cât de apăsat este poporul său. Și acum noi, țărani români plugari, ca partea cea mai însemnată a unei țări autonome, avem dreptul de netăgăduit de a lua parte la viitoarele adunări care hotărăsc Constituția țării și toate lejuirile care sunt înăuntru. Asta zicem noi, Măria ta. Bine, moș Ioane, viața mea nu are preț. Prețul cel mare este unirea. Trebuie să avem timp și chipzuință pentru a putea să aducem România unde ne dorim, moș Ioane. Să ne trăiești, Măria ta! Să mergem, domnilor, doamnelor, să mergem!
Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, o să invit în continuare să vă adreseze câteva cuvinte, cel care s-a gândit că Hora Unirii trebuie să se audă de câte ori putem mai mult în această minunată zi și să ne gândim pe tot parcursul anului la faptele înaintașilor și la faptul că trebuie să fim uniți. Că trebuie să gândim și să lucrăm împreună pentru ca să putem să prosperăm și să ne simțim bine în pielea noastră, să ne păstrăm identitatea, să ne păstrăm tradițiile și obiceiurile, în așa fel încât să fim recunoscuți și apreciați în întreaga lume așa cum merităm. Doamnelor și domnilor, primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Miseilă. Bună seara, doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi copii, dragi focșăneni. Acum 161 de ani, chiar pe aceste locuri, se afla pichetul de graniță numărul 47, cel care despărțea focșanii munteni de focșanii Moldovei. Într-un gest simbolic, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a ajuns pe aceste meleaguri, s-a oprit, i-a chemat la ei pe cei doi soldați care făceau de strajă, unul moldovean și altul muntean, și le-a spus: de azi înainte și pe vecii vecilor, domnitorul Principatelor Unite a ridicat gărzile de la hotarul dintre români de la Focșani. În amintirea acestor întâmplări, în 1931, aici la Focșani, a fost inaugurată borna de hotar, chiar în prezența primului ministru Nicolae Iorga. Dragii mei, de-a lungul timpului, în momente din cele mai importante și nu numai, orașul Unirii a fost gazdă a importante personalități ale României, dar și ale corpului diplomatic acreditat. Iată de ce Focșaniu este un loc cu o însemnătate deosebită în istoria neamului nostru. Orașul Unirii nu este un târgușor, așa cum a fost catalogat nefericit de unii ce astăzi se află vremelnic în niște funcții politice. Iată de ce, pentru noi focșănenii, Unirea Principatelor Române reprezintă un act de mândrie și de demnitate națională. Este datoria noastră de onoare să celebrăm momente în care, pe 24 ianuarie 1859, s-a hotărât Unirea Principatelor sub un singur steag, sub un singur domnitor, cu un singur destin. 24 ianuarie este ziua în care orgoliile politice nu își-au locul. Este ziua în care dăm mână cu mână căci la Focșani Hora ne unește. Ca urmași ai celor care au luptat și au murit pentru libertate și pentru unitatea României, avem datoria să asigurăm bunăstarea neamului românesc într-un stat unitar și suveran. Dar iată că astăzi, mai mult ca oricând poate în ultimii 30 de ani, avem nevoie de solidaritate. Nu uitați că unirea face puterea și unirea a făcut posibil ca acum 161 de ani domnitorul Alexandru Ioan Cuza să fie ales ca domn al Moldovei și țării românești. Unire în cuge și simțiri a mobilizat întreaga suflare a neamului românesc în jurul idealurilor de libertate și suveranitate și a făcut ca 24 ianuarie 1859 să fie momentul de început al statului modern. 24 ianuarie este primul și cel mai important pas către crearea, la 1 decembrie 1918, a României Mari, România tuturor românilor. Astăzi, ca primar al orașului Unirii, de aici, de la Focșani, vă adresez un mesaj de solidaritate. Lăsați la o parte meschinăriile politice și haideți să fim uniți în jurul intereselor noastre naționale. Haideți să luptăm pentru ca România să fie puternică. Lupta pentru interese politice nu este relevantă pentru bunăstarea națiunii noastre. Cred cu tărie că obligația noastră este una singură. Românii să trăiască în unitate, pace și solidaritate. Cu mândria de a fi primarul orașului Unirii, vă adresez în continuare invitația de a parcurge, în mod simbolic, cu flacăra Unirii aprinsă, acest drum între cele două epopei ale municipiului Focșani, aceste două clădiri istorice închinate de maiorul Gheorghe Pastia, Teatrul Municipal și Ateneu, unde vom putea în continuare să ascultăm un concert al Orchestrei de Cameră Unirea.
a ADN-ului popular Maior Gheorghe Pastia. Închei adresându-vă cele mai sincere urări de bine, împreună cu îndemnul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cum spunea: vă iubiți patria, veți ști dar a o întări. La mulți ani Focșani, la mulți ani Vrâncel, la mulți ani România! Mulțumim, stimați compatrioți, că sunteți aici alături de noi. Vom aprinde flacăra Unirii și îl vom însoți pe primarul municipiului Focșani de aici, de la teatru, până în Piața Unirii, unde vom da mână cu mână pentru a fi cu toții frați și prieteni pentru propășirea municipiului nostru și a patriei noastre, România. Mihail Cocălnicianu spunea foarte clar: unirea nu este un act singular al unui singur om, ci unirea națiunea a făcut-o. Haideți să fim și noi din nou o națiune. La mulți ani, oameni buni, și hai să mergem cu toții în Piața Unirii. Mira de soare, dai patrie far. Dar românii sunt, îți dau mereu de straja scumpului pământ. Vor ști lupta și apăra patria și viața noastră, tot ce avem mai sfânt. Eroi legendari românii sunt, stau mereu de straja scumpului pământ. Alte în care ți-adâncină barbarii de tirani. Acu vor niciodată să dăm dovezi la lume că noastre mâini mai curge nu sânge de roman. Un sânge de roman. Patria și viața noastră, tot ce avem mai sfânt. Eroi legendari, românii sunt, îl stau mereu pe straja scumpului pământ. Vor ști lupta și apăra patria și viața noastră, tot ce avem mai sfânt.